Elevii și familia regretatului gazetar l-au omagiat astăzi pe cel care a fost Iosif Țiproc. La Colegiul Național Doamna Stanca a avut loc evenimentul în cadrul căruia a fost evocată personalitatea gazetarului și scriitorului Iosif Țiproc, dar și festivitatea de premiere a celei de-a doua ediții a concursului de reportaje care poartă numele ziaristului. Tuturor celor care încă îi păstrați vie amintirea, a avut nenumărați prieteni, începând de la cei mai mici copii până la cei bătrâni care stăteau pe marginea băncilor și pe care îi întâlneam pe drumurile pe care le făceam de regulă împreună până târziu de lor. Se întâmpla să ajungem acasă seara la 10, la 11. Niciodată nu conta ora. Pentru el era foarte importantă legătura pe care o avea cu acei oameni. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Asociația Scriitorilor de Nord-Vest, Biblioteca Județeană și Colegiul Național Doamna Stanca.